Au fost controlate de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj un număr de 13 grădinițe cu program prelungit în ceea ce privește modul de asigurare a calității serviciilor prestate. Acțiunile de control au avut la bază programul tematic de control și s-au desfășurat pe raza județului Gorj, în Târgu Jiu, Rovinar, Târgu Cărbunești și Bumbești Jiu. S-a verificat cantitatea totală de 2415 kg de alimente cu privire la calitatea materiilor prime, respectarea condițiilor de transport, manipulare și depozitare ale alimentelor, existența documentelor de proveniență, existența și respectarea rețetelor de preparare specifice fiecărui sortiment din mâncărurile preparate menționate în lista de meniu din ziua curentă. Nu au fost constatate nereguli, drept pentru care nu s-a aplicat nicio sancțiune.